La Galeria Cuhnia a Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului Mogoșoaia a fost vernisată ieri expoziția Anastasis. Evenimentul se află la cea de-a patra ediție, iar icoanele aparțin unor pictori consacrați în arta iconografică de tradiție bizantină. Ca în fiecare an, în expoziție sunt incluse și lucrări ale unor monahi din Sfântul Munte Athos. Vernisajul a început cu un concert susținut de grupul psaltic Iacov Protopsaltul. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare, care a vorbit despre importanța vieții duhovnicești a iconarului și despre împreună lucrare cu Dumnezeu în realizarea unei icoane. Este foarte îmbucurător faptul că astăzi iconarii caută să se raporteze la ceea ce au făcut iconarii din trecut, pentru că astfel nu există o ruptură, nu există o dorință de a ieși în evidență cu ceva, ci o dorință de a se încadra în aceeași tradiție veche prin care s-au păstrat aceste icoane atât de importante pentru cultul ortodox. Este de remarcat și faptul că unele dintre icoanele prezentate aici sunt icoane care reprezintă scene narrative din Noul Testament, din Vechiul Testament, fapt care reușește să ilustreze în inimile oamenilor cuvintele Sfintei Scripturi. Evenimentul a reunit iconari, istorici și critici de artă, preoți, teologi și iubitori ai iconografiei ortodoxe de tradiție bizantină. Cine sunt iconarii de la Anastasis? Sunt iconari care încearcă să păstreze tradiția Bisericii Ortodoxe, nealterată de anumite curente exterioare, artistice, care vin și încearcă să intre în tradiție și să modifice cumva reguli pe care biserica le are din punct de vedere al iconografiei. De ce această expoziție Anastasis este importantă pentru istoria picturii bisericești? Consider că ne dă pulsul unei tradiții în actualitate. Deci nu este vorba de obiecte muzeale, este vorba de icoane care își găsesc sau își vor găsi locul în spații ecleziale, în casele credincioșilor, o tradiție în desfășurare. În mod cert pot constitui repere, nu doar în forme și culori, ci și în duhul, da, care animă aceste icoane și care, în ultima instanță, este Duhul Sfânt, nu este vorba doar de duhul unui artist. Vorbim de artiști cu multă experiență, care au trecut prin asimilarea elementelor specifice ale picturii bizantine și, în același timp, având opțiunile lor. Una dintre marile provocări ale unui iconar contemporan este realizarea portretului unui sfânt, când sursa de inspirație o constituie nu doar icoana veche și textele hagiografice, ci și fotografia celui portretizat în icoană. Printre sfinții contemporani portretizați în expoziție se regăsesc Sfântul Iosif Isihastul, Sfântul Nectarie sau Sfântul Ioan Maximovici. Aici este ideea de nou adusă în biserica noastră, pentru că noi spunem că căutăm noutatea. Noutatea o găsim prin prezența sfinților contemporani. Acest dinamism al expresiei picturii bizantine o să existe întotdeauna, atât timp cât există sfinți pe pământ. E foarte important să arătăm că e o continuare a icoanelor, nu să aducem chipuri realiste sau de altă factură. Trebuie să păstrăm duhul icoanelor vechi. Expoziția Anastasis poate fi vizitată la Mogoșoaia până în data de 12 mai.